Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi vom planta un kaki. Suiul astringent este luat de la o pepinieră de la târgul de plante. Suntem în luna octombrie și îl punem în pământ. Se poate planta până la primul îngheț. După ce pământul a înghețat, nu mai putem să plantăm. Acesta fiind în ghiveci, se poate planta oricând în timpul anului, dar în toamnă se poate planta doar până la primul îngheț, după nu mai este indicată plantarea. Groapa trebuie săpată, dacă puteți, cu cel puțin 12 ore înainte, lăsată un pic peste noapte. Dacă nu puteți, se poate planta și în aceea zi. Indicat ar fi ca groapa să fie de două ori cât coletul de aici de jos. Ăsta are vreo 20 de centimetri, eu am făcut-o de 40 de centimetri. Și adâncimea cât să acopere până aici unde a fost el băgat. Dacă aveți jos punctul de altoire, trebuie să îngropați sub punctul de altoire. Eu la ăsta am punctul de altoire tocmai sus. Se pare că a făcut mai multe experimente. Este un soi astringent, după cum am spus, cu fructe mari și gustoase. Și l-am luat pentru că este foarte rezistent la clima noastră. Rezistă destul de bine până la minus 25 de grade și atunci am decis să-l testăm și soiul ăsta. Nu știu exact cum se numește, nici domnul Marian care mi l-a vândut de la Sănătate din Plante nu știa exact, dar vom vedea în timp, vom vedea la anul. Teoretic ar trebui să fructifice la anul, pentru că este altoit și se văd și niște mugurași de rod. Jos se pune apă, lăsați să înghită pământul toată apa, după care eu voi pune niște pământ de flori, pământ substrat ăsta universal, pentru legume și flori. Dacă aveți un pământ reavăn, puteți să puneți pământ din grădină. Da. Ăsta pe care l-am scos eu nu prea este reavăn, este plin de bolovani. Și atunci am decis să pun pământul care există deja în ghiveci și pământul acesta universal. Toate cele bune, prieteni! Ne revedem după plantare. În primăvară să vedem cum arată și acest kaki. Thank you.